Sinaxar, 15 august. Adormirea Maicii Domnului. Domnul cel care, pe muntele Sinai, a scris pe tablele legii în a cincea poruncă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ieșirea, capitolul 20, versetul 12. Ne-a arătat prin exemplul propriului său fiu cum trebuie să ne respectăm părinții. Astfel, în timpul pătimirii de pe cruce, Mântuitorul n-a uitat de maica sa, ci căutând spre apostolul Ioan, i-a încredințat-o acestuia spre purtarea sa de grijă. Ioan, capitolul 19, versetele 26-27. Și s-a mutat, deci, maica Domnului în casa pe care o avea Ioan în Ierusalim, pe dealul Sionului, unde a trăit până la sfârșitul vieții sale pământești. Iar când a binevoit Hristos ca să o ia pe maica sa la sine, atunci cu 3 zile mai înainte i-a binevestit, prin Sfântul Arhanghel Gavril, mutarea sa de pe pământ la cer, bucurându-se cu bucurie foarte mare, născătoarea de Dumnezeu s-a rugat cu mare sârguință să-i vadă pentru ultima oară pe ucenicii Domnului. Și îndată au fost aduși aceștia, cu excepția lui Toma. De la marginile pământului, pe nori purtați de îngeri ca să se închine preacuratei. După ce și-a cerut cu smerenie de la toți iertare, Maica Luminii și-a încredințat sufletul cu pace în brațele fiului ei. Și multe vindecări de boli grele s-au făcut lângă trupul ei, celor ce au cinstit-o cu evlavie. Însă mulți din cei care au vrut să ajungă lângă sicriul său cu intenții rele nu au reușit, căci au orbit pe loc. Iar mai înainte de îngropare, un iudeu numit Atonie s-a apropiat de racla Fecioarei, cu gândul de a-l răsturna. Atunci i s-au lipit mâinile de năsălie și au fost tăiate în mod nevăzut de un înger. Însă i-a fost aceasta prilej de mântuire, pentru că plângând și cerându-și iertare, a fost tămăduit în chip minunat spre slava preasfintei Fecioare. Deci cu ales alai trupul acesteia cel minunat, înmiresmat, a fost condus la Ghețimani, fiind înmormântat după cuviință lângă părinții săi, Ioachim și Ana. Iar a treia zi, sosind la Ierusalim, apostolul Toma a cerut să vadă și el trupul preacuratei, dar când i-au deschis mormântul, l-au găsit gol, nefiind în el trupul Maicii lui Dumnezeu, decât numai cele de îngropare, din care ieșea bună mireasmă. Aceasta fiind o mărturie nemincinoasă a mutării cu trupul la ceruri, a născătoarei de Dumnezeu, căci nu putea stricăciunea morții să înghită pe cea care a devenit între oameni izvorul nestricăciunii. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a fost generalizată în întreg Imperiul Bizantin de către împăratul Mauriciu între anii 588 și 602. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.